Obiectul pe care Petrică Muțu Stoian l-a păstrat an la rând în casă. Ce spunea interpretul de muzică populară despre el? An la rând, interpretul de muzică populară Petrică Muțu Stoian a ținut pe perete, în casă, un obiect extrem de valoros. Este vorba despre o icoană din primul război mondial. Petrică Muțu Stoian ținea în casă multe obiecte valoroase, atât din punct de vedere material, cât și spiritual. Interpretul de muzică populară avea în locuința sa din Craiova o icoană rară despre care povestea că este din primul război mondial. Fecioara din Kazan este un simbol al ortodoxiei ruse, o icoană făcătoare de minuni. Este o icoană adusă din Rusia, o kazanskaia. Este adusă în perioada primului război mondial și am găsit-o la cineva. Este o icoană făcătoare de minuni, spunea, în urmă cu doi ani, Petrică Mâțu Stoian, în cadrul unui interviu televizat. Petrică Mâțu Stoian a fost un interpret de muzică populară foarte îndrăgit și respectat. La sfârșitul lunii octombrie, artistul a filmat, alături de colegii săi de braslă, ediția care va putea fi văzută de Revelion, dar nimic nu prevestea nenorocirea. Bărbatul a ajuns de urgență la spital după ce a acuzat stări de rău și începuse să tușească cu sânge. Potrivit medicilor, bărbatul suferea de pronopneumonie post-covid și cu stare septică. De câteva zile, artistul se afla în tratament post-covid la o clinică privată din Caraș-Severin. Petrică Mâțu Stoian era imunizat cu ambele doze de vaccin împotriva noului coronavirus. În trecut, bărbatului i-a fost extirpat un rinic și a fost sub tratament timp de un an.